Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă propun să discutăm în această dimineață, stimați ascultători, despre un subiect care interesează direct, imediat și semnificativ pe toți românii. Și când spunem toți, sunt chiar toți. E vorba despre asigurările obligatorii auto, care nu interesează doar pe șoferi, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în România pe această piață a asigurărilor a dus la situația ca românii să scoată foarte mulți bani din buzunar. Foarte mulți bani. Discutăm imediat cât de mulți bani și din cauza cui se scoate acești bani din buzunar. Adică nu doar firmele, oamenii, ci și statul, adică noi toți. Mă gândeam înainte de a începe emisiunea, intervenția asta, de fapt, referindu-mă la sumele imense care sunt pur și simplu scoate din bugetul românilor, cât valorează de fapt un radio. Pentru că radioul Europa FM va vorbi despre această situație încă de la începutul anului, cu cel puțin 3 luni înainte ca ultimul faliment, cel mai mare dintre toate, de pe piața asigurărilor, se întâmple. Adică, bine, toți știam că George, Luca și Vlad sunt inestimabili ca valoare, dar râda, hai să vezi cât valorați. 1 miliard de euro. Valorați și voi alături de presa din România. Poți să scoți măcar jumate? Să luați măcar o zecime. Da, să ne scoatem. Nu, pentru că nu suntem vânători de recompense noi jurnaliștii, dar realmente, ultimele date oficiale pe care administratorul special al companiei care a intrat în insolvență, Euroins, în faliment între timp, le-a făcut publice, arată că această scurgere de bani, pierdere, pe care cineva, adică tot noi, o vom achita, poate ajunge la 1 miliard de euro. Bine, oamenii poate să întrebe, ok, atunci de ce valorați atât de mult? Pentru că s-ar făcut 1,5 miliarde. 2 miliarde s-ar făcut dacă nu se întâmpla ca totuși presa să scoată la iveală aceste lucruri. Celelalte firme care acționează onest în piață să spună statului, luați măsuri pentru că nu se mai poate așa, oamenii ăștia nu sunt plătiți asigurații când se fac accidentele, se scumpește RCA-ul și faceți ceva. Când a făcut ceva ASF-ul în sfârșit, după foarte mulți ani în care n-a făcut aproape nimic, s-a observat că paguba este de 1 miliard de euro. Uh-huh. Știu că cifrele astea când ajung atât de mari sunt șocante că poate niciunul dintre noi nu le mai poate cuprinde cu mintea, nu le mai putem înțelege. Dar totuși vorbim despre ceva ce a fost lăsat să mocnească și apoi să explodeze și are valoarea unei pierderi, nu spunem fraudă, asta dacă se vor ocupa procurorii, poate nu interesant 1 miliard în România, să vedem. Dar spunem pierdere, asta este evident, da? Banii ăștia au existat. Libertatea a scris de foarte multe ori și am vorbit la Europa FM despre faptul cum au fost mutați în Bulgaria. 1,5 miliarde de lei am prezentat contractul pe care l-am făcut rost de el de la un avertizor de integritate chiar din Bulgaria. 1,5 miliarde de lei din România au plecat în cash foarte mulți dintre ei, în alte modalități de a transfera valorile, alți bani. Deci 300 de milioane au plecat într-o singură zi, când știau că lucrurile au ieșit la iveală. Și asta în contextul în care, aș vrea să precizăm, în contextul în care există o instituție în care se cheamă Autoritatea de Supraveghere Financiară, în care șefii au salarii de 10.000 de euro lunar și care asta ar trebui să facă, să supravegheze și să reacționeze. Și sigur, nu-ți dai seama din prima, adică din prima săptămână, poate nu din prima lună, dar la un moment dat trebuie să reacționezi când descoperi că o firmă de asigurări atât de mare e pe cale să provoace o pagubă atât de mare, nu? Pentru că altfel se rostogolește paguba și de la 200 de milioane ajunge la 1 miliard și de la 1 miliard ajunge la 2 miliarde și nu exagerăm deloc rostind aceste cifre. Da, și banii sunt recuperați în cele din urmă tot de la oamenii care cumpără asigurări, că asigurările se scumpesc. Iar ce a făcut ASF-ul în toți acești ani, stimați ascultători, a vegheat ca în 8 ani de zile să aibă loc 4 falimente, toate ale liderului de piață. Da. 4. Este incredibil. 4. Omniasig, Astra, City și Euroins. Dar cum ajungi șef la ASF sau cum ajungi în conducerea ASF? Ești numit de către Parlament. Ceea ce este corect ca dispoziție democratică și design al autoguvernării. Partidele din Parlament își împart prin algoritm funcțiile respective.
Exact. Și au grijă să numească acolo scrie, profesioniști sau, desăvârșiți. Exact. Scuze, Vlad, așa cum scrie Ziarul Financiar astăzi, da? Deci Ziarul Financiar este, cum să zic, Ziarul Financiar nu este un ziar de stânga în nicio țară din lume și nici în România, da? El nu pot spune că reprezintă vocea mânioasă a opiniei publice, nu. El analizează piața, discută cu companiile, dar până și el și-a ieșit din țâțâni. Astăzi, Ziarul Financiar titrează că în loc să plece după atâta falimente, șefii despre care vorbea Vlad, stimați ascultători, își pregătesc noi mandate. Uh-huh. Exact cum spunea el, la 16.000 de euro, atât a câștigat anul trecut, am prezentat documentele, deși ei n-au vrut să le facă publice, șeful ASF, 16.000 de euro net pe lună. De unde vin banii aceștia? 16.000 de euro net din lună. Adică, care este activitatea profitabilă pe care o întreprind? De la miliardul vostru. Banii pe care îi câștigați voi miliardul ăsta se impozitează din banii noștri, tuturor, evident. Da. De acolo vin. Ei sunt plătiți pur și simplu din banii oamenilor care trăiesc în această țară și plătesc impozite sau care au muncit cândva în această țară sau vor munci în această țară. Da, dacă Parlamentul a numit acești șefi și a, practic, decide, ia decizii în privința funcționării acestei instituții care a supravegheat, a patronat 8 falimente ale liderului de piață, 4 falimente în 8 ani, atunci poate Parlamentul și partidele n-ar putea să verifice și ce se întâmplă acolo și să ia niște măsuri? Și nu doar că n-ar putea, n-ar fi datoria partidelor să facă asta? Evident că un drept vine la pachet cu responsabilitate. Dreptul lor de a-i numi vine la pachet cu responsabilitate de a-i controla. Dar nu fac asta. Încă o dată, este un scandal național de luni de zile. S-a ajuns, acum câteva zile a fost comunicată această cifră, 1 miliard de euro. Toată lumea se întreabă cum poți să lași o companie să funcționeze cu datorii sau cu posibile prejudicii de 1 miliard de euro și tu să nu faci nimic și să pregătești de realegeri. Pentru că în octombrie, în mod normal, se reînnoiesc mandatele, așa cum spuneai, oferite de către Parlamentul României. Vom vedea ce se va întâmpla. În numele radioului de 1 miliard de euro al redacției Libertatea și, în general, presa face acest lucru în continuare, vom continua să punem întrebări și să dezvoluim faptele. Iar presa este ajutată întotdeauna de consumatorii de presă. Ne-a scris un ascultător, ne-a avertizat. Ai spus din greșeală Omnia Sig și noi am dormit? Nu, Euroins. Carpatica. Carpatica. În lista aia de 4 falimente... Corect, am greșit. Carpatica, Astra, City și Euroins. Îmi cer scuze. Da. Îmi cer scuze, asta așa este. Oamenii, omul are dreptate. Da. Bine. Mulțumim, Cătălin Tolontan, pentru încurajări. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.